Bine v a regăsit, dragi cititori, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii de sărbători prilejuită de luna decembrie, luna cadourilor. Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald, toate filmulețele, înregistrările, interviurile cu invitații noștri le găsiți, bineînțeles, pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Astăzi, alături de noi, este Ancuța Coman, psihoterapeut. Ea a primit cumva, să-i spunem, leapșa sau provocarea de la prietena noastră dragă și apropiată colaboratoare editurii Herald, Ligia Moise și bineînțeles că ea va da mai departe leap și acestui joc, dăruind la rândul ei, Ancuța dăruind o altă carte din portofoliul editurii Herald. Până în momentul în care vom afla de la Ancuța ce Carte vrea să dăruiască și să ne și vorbească puțin despre ea, și cărei persoane, dragi, vrea să o dăruiască. Să vă reamintesc faptul că, bineînțeles, ne-am gândit și ne gândim tot timpul și la dumneavoastră, dragi cititori venind cu aceste materiale realizate împreună cu invitații, cu colaboratorii noștri de-a lungul acestui an Le mulțumim tuturor că au acceptat invitația de a intra în acest joc, în această campanie De asemenea, pentru dumneavoastră în această perioadă de sărbători, toate cărțile din portofoliul editurii Herald au o reducere de 30% la sută, așa cum menționa și Ancuța Coman într-o postare puțin mai devreme, așa pe care eu am distribuit-o. Foarte pe scurt, înainte să ne spui câteva cuvinte despre carte, de ce ți-a plăcut ție atât de mult, de ce o recomand și o dăruiești, îți mărturisesc sincer că este una dintre, și dintre preferatele mele această carte și în ultimele luni am tot recomandat-o și am tot vorbit despre, despre ea. Aș vrea foarte pe scurt un gând despre acest an, despre 2020, anul care stă să se încheie Și, bineînțeles, un gând pentru cititorii Herald referitor la începerea noului an 2021 Ce gând ai tu pentru, pentru cititori? Și apoi aflăm și despre carte și despre persoana care i-o dăruiești Da Păi, în primul rând, felicitări pentru inițiativă și mulțumesc Ligiei pentru că mi-a oferit prilejul să dau și eu mai departe o carte. Mi se pare o inițiativă foarte, foarte frumoasă. Și la fel și cu partea de reducere, am zis că o să îmi fac și eu un cadou de Crăciun și o să intru acolo să-mi comand mai multe cărți pentru că e o ofertă foarte frumoasă. Da, pentru anul 2020, aș zice că Cred că a fost așa un an uh, în care eu îl aș numi așa anul adaptabilității. Parcă acesta a fost cuvântul, adaptabilitate. Să ne, a fost nevoie să ne adaptăm uh, nu din mers, ci brusc și dintr-o dată. Sigur, pe urmă am stat și am mers într-un anumit ritm cu schimbările, dar pur și simplu lucrurile s-au întâmplat de pe o zi pe alta. A fost un an greu, cred că, pentru toți dintre noi. Dar totodată a fost un an și uh, care, un an care ne-a ajutat să ne uh, prioritizăm lucrurile care sunt importante pentru noi. Cel puțin asta a fost experiența mea uh, și uh, personală, dar uh, și ca psihoterapeut în cabinet. A fost un an în care fiecare dintre noi a fost nevoie să se uite mai atent la, la lucrurile la care poate înainte nu ne-am uitat. Am fost mult mai, mult mai aproape de fiecare de universul lui. cumva dacă înainte găseam diferite moduri, poate chiar de a fugi de ceea ce nu ne place. Anul acesta ne-a pus față în față cu cei acolo aproape de noi. Și a fost nevoie să ne uităm și a fost nevoie să poate și de asta a crescut atât de mult. Solicitările în uh, terapie, pentru că a fost un an în care uh, foarte mulți oameni au, uh, au apelat la servicii de psihoterapie, fie individuală, fie de cuplu, pentru că nu au mai fost uh, la îndemână celelalte moduri de nu știu, poate a fugi, poate a ne refugia, poate a mai lua o gură de aer. A fost nevoie să stăm acolo cu noi sau acolo cu partenerul, cu familia și să ne uităm și la lucrurile faine, dar și la lucrurile mai, mai puțin drăguțe sau lucrurile în care ne agățăm de multe ori. Deci, da, aș spune că a fost un an al adaptării și pentru 2021 cred că Așa, un gând ar fi un gând plin de speranță, pentru că este un nou an, este o nouă filă, e o foaie albă, și cel puțin legat de pandemia asta, care a însemnat pierderea oricărui control, pentru că așa aveam senzația la un moment dat că nu mai deținem niciun control în viața noastră, ce e nevoie doar să ne adaptăm la ce vine. Aș zice că măcar acum știm unde suntem și cât de cât avem, avem așa o imagine de ansamblu a faptului că da, este o pandemie, da, sperăm că în curând o să treacă și parcă se întrevede așa o, o luminiță la capătul tunelului. Așa că asta ar fi speranța, asta ar fi, asta ar fi cuvântul sau gândul pentru cititori. Ok. Da. Acum hai să vedem ce carte uh, vrei tu să oferi și cui. Uh -huh. de cartea pe care vreau să o ofer este Corpul și amintește, care așa cum ai spus tu este și una dintre cărțile mele preferate de anul acesta. Și uh, aș vrea să o ofer uh, prietenii și uh, colegii mele, uh, Oana de Teșan. Oana Deteșan este psihoterapeut, este colega și prietena mea de ani de zile. Am fost uh, colege de facultate, am lucrat mulți ani împreună și acum uh, practicăm amândouă psihoterapia și uh, suntem împreună în, uh, în demersul acesta, în ce înseamnă terapia, în formări, în uh, uh, poveștile noastre. Și uh, ei aș vrea să-i dăruiesc această carte. Cu mare, mare drag. E chiar una dintre cele mai bune cărți pe care eu, care mie mi-a picat în, în mâini anul acesta. Ce te-a impresionat la această carte? Uh, M-a impresionat uh, complexitatea ei, dar complexitatea uh, prin bogăția de informații și prin uh, accesibilitate. Adică, chiar dacă sunt informații despre partea de Uh, neuropsihologie, despre uh, partea de uh, corporalitate, despre partea de traumă, care sunt niște subiecte grele, uh, autoarea le face cumva accesibile, le explică, le dă sens, în așa fel încât să ne fie ușor să le integrăm. Și mi-a plăcut foarte mult că am simțit partea asta de accesibilitate, dar am simțit și partea asta uh, de asumare cumva și de conștientizarea a cumva ia merge foarte mult pe uh, a conștientiza noi ca specialiști pe de o parte, are uh, cumva parcă sunt două părți, pentru specialiști, chiar dacă nu sunt clar delimitate, pentru specialiști și pentru persoanele care au trecut uh, prin traumă. Și uh, îmi place foarte mult, ea ne invită să ne asumăm că terapia traumei este diferită de orice altă terapie și că e foarte important ca noi, ca specialiști, să știm despre ce este vorba atunci când lucrăm cu traume, atunci când lucrăm cu traume profunde, cu traume grele care sunt acolo de ani de zile și cum să ne raportăm la fiecare persoană în parte, pentru că, deși poate tehnicile se ni se potrivesc, Tuturor, e foarte important să știm când aplicăm pe o anumită persoană, o anumită tehnică. Asta înseamnă că e foarte important să cunoaștem foarte bine uh, istoricul persoanei, felul în care persoana reacționează la stres, unde se află în punctul ăsta. Uh, Mi-a plăcut foarte mult partea asta de, de asumarea noastră pe de o parte și pe de altă parte. Pentru persoanele care uh, au aceste dureri atât de grele, profunde, pe care le cară de ani de zile, uh, dă foarte multă speranță. Apropo de partea de speranță, pentru că există, într-adevăr, partea aceasta de neuroplasticitate, uh, capacitatea creierului nostru de a se uh, adapta și de a-și rescrie. Conexiunile în așa fel încât să ajungem la a putea să gestionăm lucruri dificile și la a avea o viață mult mai liniștită. Asta, asta mi-a plăcut foarte mult. Deci, iată, Corpul își amintește Psihofiziologia și Tratamentul Traumei de Babet Rothschild, o carte publicată în colecția Psihoterapia a Editurii Herald autor american, Babette Rothschild, reușește să transmită mult necesara structură de bază pe care orice terapeut o poate lua cu el în cabinet din complexa teorie a psihofiziologiei traumei, dar mai mult de atât ne redă pas cu pas o veritabilă metodă de lucru cu pacienții. Uhum. O carte cu totul cu totul uh, admirabilă uh, În aceeași uh, colecție uh, aș mai pomeni uh, o altă carte Apropo că vorbeai despre uh, traumă uh, Donald Calshed, Lumea interioară a, a traumei Iarăși o carte foarte importantă De asemenea Iarăși aș recomanda uh, Trauma 8 strategii de uh, vindecare uh, În colecția, de data aceasta în colecția Psihopractica O carte în egală măsură pentru specialiști, pentru psihologi, psihoterapeuți Dar și uh, publicului uh, larg Așadar, uh, cum spunea și Anca mai devreme, o carte foarte importantă, corpul și-amintește, Psihofiziologia și tratamentul traumei în colecția Psihoterapia a editurii Herald. Va merge această carte oferită, dăruită de Ancuța Coman, să mai spunem o dată numele prietenei tale. Oana Deteșan. Oana da, Deteșan. De Va ajunge la Oana da, da. prin intermediul editurii Herald. Ancuța, îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi, că ai acceptat această invitație de a împărtăși gânduri acum la finele anului, dar în egală măsură și în cadrul acestei campanii de a ne juca puțin și de a dărui mai departe. Da. Sperăm și eu să, mulțumesc. Sperăm să ne mai întâlnim și cu alte ocazii, povestind despre alte cărți, cum a fost și cea de, de azi. Dragii noștri, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, bineînțeles cu un alt invitat care a acceptat invitația noastră și va dărui mai departe o carte. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! O zi frumoasă!